O să am o surpriză. Bine! Lăsăm surpriza pe mâna lui Bogdan Motoș. Da. S-a auzit, da. Dacă tot întrebați dacă s-a auzit, normal. Așa. Ia uzi-l. Ia să vedem ce ne mai spune. Aici. Concertul ce ne mai spune, ia. A pornit din nou filmul. Așa. A pornit din nou filmul. Ia. Bă, pentru colaborări, haideți să mai fac și o mică rezumat pentru colaborări. Mulțumim foarte mult domnului Bogdan de la Facultatea ETI din Iași de electronică. Mulțumim Lucian Noar, care a fost de fiecare dată alături de XFM România și mai ales XFM România. Mulțumim foarte mult. Totodată mulțumesc pentru Sebastian din Timișoara, care de fiecare dată a fost electronistul cel mai bun pentru a explica cele mai bune reparații în materie de radio. Radio, mi-e blau punctul, cum e Sony și așa mai departe. Să mulțumim și domnului Stații CV România, care a fost un om mână de fier, care a arătat ce înseamnă Stile FM Alba Iulia, 107,3 MHz. A meritat. Da, scuză, Vanitel, dacă vreți să faceți de X ca lumea, performant, băgați blau cu frate, că se merită. Corect. Ideea este în felul următor, dragi români. Adică blau. Mulțumim foarte mult tuturor încurajorilor, mulțumim foarte mult domnului Nicu din Buzău, care m-a invitat să văd ce înseamnă de recepție în zona obturată de munte. Mulțumesc de sau sădă. Ce mai zici de la mine de acolo? Mulțumim la toți care ați recepția de acolo. Făcut în așa fel încât să fie DX-ul afirmat și arătat. A recepția meritat. De la Moldova. Da. La mulți ani, dragă române! Ne cântă zdob și zdob. Așa. Toată lumea. Prezent aici alături de mine. Bogdane? Da. Pregătește surpriza. Mică problemă, dar s-a remediat că am tras un ciocan pe românește. Ba, oameni buni și oameni buni, anul acesta este un an foarte interesant pentru berbeci. Astrele ne spun că anul 2012 va reprezenta anul romantismului. Dacă cauți iubirea, așa, îți încerci tot ce ai metode noi. Cele vechi vor fi ineficiente. Pune piciorul în prag și să faci în așa fel încât să cauți locuri noi. Caută tot ce este nou. Pentru că orizonturile noi sunt orizonturile care faci în așa fel încât să-ți aducă cel mai bun câștig. Pentru Taur, configurația astrologică nouă pe casa a 12-a face să fie o persoană remarcată prin orice serviciu. Anul acesta, taurii sunt cei ce vor fi îndrăgostiți, deoarece quadrantura de pe casa leului va aduce tot pe baza interesului. Multă armonie vei avea și veți avea nevoie în acest an. Atenție la utilități. Anul acesta ai nevoie de metode
noi pentru a schimba căminul și casa. Gemeni, anul acesta gemenii vor schimba orice ține de casă și familie. Atenție mare la seducțiile din casa a patra, deoarece majoritatea zodiilor profită de legătura balanț-sărac pentru materialism. Pentru rac începi un an cu stângul, deoarece casa serviciului va fi prima care o vei întâlni. Familia va deveni cea care va fi importantă doar pe prima jumătate a anului. Atenție pe partea cuadranturii dintre Fecioară, Leu și Gemeni, deoarece aceștia în acest an se vor afirma de foarte multe ori. Lei, situație de bunăstare pe 2012. Astrele îți vor aduce primele vești, călătoriile de interes și, bineînțeles, cuadrantura Berbec, Fecioară, Capricorn și Pești, care va fi pe linia interesului, care va indica anul acesta o plină și o mare reușită și multe succese. Atenție la relațiile de pe casa a șasea pentru Marte. Sunt multe posibilități să fii tras în mici joburi sau servicii, cum să-ți zice, care sunt neserioase. Fecioară, este anul succesului pentru bărbații de pe casa a 12-a, care sunt pentru a cunoaște persoane noi de același tip. Nu te arunca pe cuadrantura Mercur, deoarece seducțiile vor fi slabe și fără sens. Balanță. Asta este un, cum să spun, început pentru tine 2012. Ăsta, de fapt. Ai succesele din prima, dar sfaturile bătrânești din jumătatea de an a doua sunt cele de prisos, care te vor ajuta în acest an la maxim. Ține minte, casa a 12-a îți indică cunoștințele noi. Mizează anul acesta pe aceste astre care simt zodia la maxim. Scorpion, anul acesta materialismul și seducția vor strica casa a 5-a. Ține cu tot ce ai ținut până acum în materie de seducție, adică mizează pe ce a fost vechi. Săgetător, săgetător, anul acesta totul va fi în așteptări. Cuadrantura de pe Marte îți va face să sporească tot timpul o grămadă din cunoștințe, oameni noi și bunul augur care pe casa 12-a va fi cel mai însemnat. Atenție, banii și sănătatea în acest an se vor modifica în fiecare parte a anului. Capricorn, pe casa a 6-a, anul acesta vei cunoaște noi oameni. Vei cunoaște totodată și oameni care vor face în așa fel încât să-ți aducă noi și noi cunoștințe. Atenție la bani, pentru că banii în acest an vor juca peste. Dacă ești vărsător, banii vor fi într-un prim plan în primii jumătate de an, după care banii vor face pe casa 12-a să scadă. Familia de pe casa 8-a trebuie să fie într-un nou an, care să facă în așa fel încât să se schimbe, să aducă noi și iarăși noi schimbări în cămin. Atenție foarte mare! Pe casa a 8-a, după jumătatea de an, vei face în așa fel încât să ai pe cineva plecat sau să pleci într-o călătorie lungă. Mizează și poate vei reuși să scade acest gol. Pești. Casa a 7-a, Peștele, este o casă cu probleme, dar ce în acest an va juca peste de fiecare dată. Așa, cunoștința, plăcerea de a învăța, partea de a mânui, de a deveni ucenic și așa mai departe. Mizează pe cei care cunosc acest lucru. Cariera și familia sunt primele care vor avea prioritate pe tot anul. Anul 2012 este un canal seducției. Atenție foarte mare la prietenii care sunt falși și
care pot să facă în așa fel încât să te ducă la neplăceri pe plan sexual. Bogdane, Bogdane, ia vino încoace, Bogdane, ai făcut surpriza oamenilor. Da, da, am făcut. A? Cum am se numea această surpriză? Spune aici, în față, la calculator. Filmare cu tine. Da. A, o filmare cu mine. Da. Am filmat un pic. Foarte bine, bravo, bravo. Fă-ne și o poză, uite, îți înmânez o cameră, fă o poză să vadă toată lumea. O filmare, o poză, pardon, scuză-mă. Da. N-are nimica dacă se aude în înregistrare, ce dacă? De acolo, uite așa. Așa, filmează, pozează-ne. Da. Deci, dragii mei, vreau să vă spun că vremea în acest an este o vreme, să spun, cu o meteorologie foarte interesantă, în care vom găsi o schimbare de vreme în prima jumătate de an. Într-adevăr, este un an sec, cum s-a spus de fiecare dată, 2012. De ce? Pentru că anul 2012 este anul în care partea caldă din partea arabică, Egipt, din partea Libiei, va traversa și va ajunge în Grecia insulară, nu mă dubla, după care va atinge Bulgaria și undeva România. Bineînțeles, nu se va simți în nord, cum se va simți în sud la noi sau în Bulgaria, mai ales în centru. Bun, vor fi ploi însemnate cantitativ și inundații la nivelul Greciei. Anul 2012 ne va aduce și niște furtuni de vară mai însemnate, mai bune față de anii anteriori. Căldurile din acest an, 2011, care s-a terminat și care am pășit cu vo, au indicat așadar, dragii mei, dragile mele, schimbarea bruscă care va fi începând din februarie. Nu cred că se va simți mult în România, mai mult Germania, Italia și parțial Turcia. Va fi pe partea jos. Norul care a fost adineauri în România ieri, să zicem alaltă, care a avut foarte multe schimbări de traiectorie, a reprezentat, dragii mei, un nor care a fost afectat de partea călduroasă. Fulgerele însemnate care au fost la nivelul Greciei insulare și lângă Atena, partea sudică a Greciei, au spus clar că partea călduroasă a atins uscatul, iar partea răcuroasă de la noi s-a lăsat pe partea călduroasă. Și s-a făcut exact mediul propice pentru a se produce descărcări electrice. Într-adevăr, nu pot să zic nu, dar a fost ok. Se pare că se spar sticle pe lângă noi. Dar sunt cioburi. Cu hectarul, calci pe cioburi, să-mi bag piciorul. Cam sunt cioburi mai. Da? Bă, ideea este că s-a terminat partea aceasta nasoală. Partea cea mai critică va fi în Rusia, nordul Rusiei. Și partea unde tot anul va fi frig, va fi ploaie, va fi problemă cu, cu inundația. Cea mai nasoală va fi, să zic așa, partea de centru Africii, care anul acesta, după cum am văzut pe predicții, spun că va fi și căldură și foarte mult, mai ales pe sud, vor fi zăpezi și așa mai departe. Și mai ales, mai o chestie interesantă cu partea de sud a globului. Ce facem, doamne, cu încălzirea globală? Că acolo se anunță a fi un an, o iarnă, adică cumva vară la noi, crâncenă, zăpezi și totodată probleme din acestea. Da, se joacă copii. Ideea este că s-a terminat partea cu meteorologia. Da, am luat la bord, nu mi-e rușine. Am băut ca așa bea omul setat